Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu din nou împreună în această seară și Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri, dar sunt niște gânduri mai mult sentimentale, frățești, dar sunt de la Dumnezeu, sunt inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu și m-am și rugat, mi-a pus pe inimă Domnul, mi-am reamintit locul acesta care îl aveți aici și m-am trezit spunând în rugăciune Domnului, Doamne, fă-l un câmp al liniștii, este în Arad o zonă numită Câmpul Liniștii și era în mintea mea expresia aceasta, dar în rugăciune nu m-am așteptat să spun așa, parcă cineva mi-a pus cuvintele acestea, să fie aici ca un loc al liniștii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este ca o oază de liniște într-o lume zbuciumată și aș vrea să luptați pentru asta, pentru părtășie, pentru liniște. Uitați, am citit aici un cuvânt din Scriptură și eu uneori am modul acesta, Dumnezeu îmi pune întâi gândul și apoi mi-arată versetul, nu invers. Și pe marginea acestui gând aș vrea să ne uităm la un pasaj din locul acesta, din psalmul acesta care s-a citit și este versetul 4, asupra căruia insist la gândul acesta în seara aceasta. Stă în puterea noastră, întrucât atârnă de voi, spune Scriptura, trăiți în pace cu toți oamenii. Spune versetul 4, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Și mă gândeam așa, ce se poate să-L supere pe Dumnezeu să nu ne primească? Și mi-am adus aminte în Scriptură, iubiți frați și surori, este un popor pe care s-a supărat Domnul pentru totdeauna. Așa scrie acolo. Esau, cei din Edom, a fost numit țara răutății și poporul pe care s-a supărat Dumnezeu pentru totdeauna. Și m-am întrebat și vreau să pornim de la gândul acesta, pentru că ceea ce l-a deranjat pe Dumnezeu, Dumnezeu se uită spre noi, așa cum noi părinții ne uităm spre copiii noștri. Și eu dacă văd că am adus două mașinuțe, sau am adus când erau copiii mai mici, vorbesc, acum sunt mai mari, când am văzut că am împărțit o ciocolată la copii și unul îi nemulțumit de pătratul acela, doar este egal cu celălalt. Și văd că copiii nu se înțeleg și sunt nemulțumiți. Mă durea așa ca părinte. Și știu că și pe dumneavoastră vă doare când vedeți că copiii nu se înțeleg. Am 7 căsătoriți și le-am ținut predică în sensul acesta și am spus, măi, de acum ne vor veni în familie din alte familii. Noi trebuie să păstrăm legătura și să luptăm pentru această părtășie din familie. Aveți grijă ce vorbiți. Gândiți-vă că cel care a venit în familia noastră, dacă vorbim despre o noră, ea este iubita fratelui vostru. El o iubește, el o respectă, nu cumva să vorbiți necontrolați. Voi v-ați permis poate cu fratele vostru sau se mai întâmplă un fenomen, cel mai mare îl vede pe cel mai mic care era mezinul casei, pe care poate îl lua uneori mai în râs, că e mai mic, acum nu mai este copilul acela pe care tu îi dădeai îl trimiteai după minge sau îl luai în râs. Acum el a crescut mare, el are soția lui lângă el. Nu mai poți să vorbești cum vorbeai când era raportul acela, tu ești cel mai mare și el era cel mai mic. Și i-am învățat așa un pic să se comporte ca să putem păstra unitatea familiei. Și gândiți-vă la o scară mult mai mare și în biserică vin tot felul de familii, tot felul de oameni, și fiecare își are necazul lui și problema lui. Vreau să ne uităm un pic la relația aceasta dintre Iacob și Esau. Este o cărticică mică în Vechiul Testament, este cartea lui Obadia. Ea tratează numai aspectul acesta. Și ca noi să putem realiza, ca Dumnezeu să ne aleagă, să ne primească înaintea Lui, ca să nu-L supărăm pe Dumnezeu, trebuie să avem, în primul rând, sigur, pe lângă o viață de pocăință,
Trebuie să, și eu vreau să vorbesc în primul meu gând în seara aceasta despre relația noastră ca frați. Să nu-L supărăm pe Dumnezeu având o atitudine greșită față de fratele nostru. N-am vorbit cu frați, n-am vorbit cu fratele păstor, frate, ce probleme sunt în biserică, n-am vorbit cu nimeni. Sunt gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și vreau în seara aceasta, în timpul care îl avem, frățește, colegial, mă uit, sunt aici persoane de vârsta mea, sunt aici tineri de vârsta copiilor mei, o să le spun ceva din întâmplările din viața mea, lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut, pentru că versetul 5, cel pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă în mod deosebit și care m-a frământat și care m-a apăsat un timp, spune, în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marilor îndepărtate ale pământului și mării. Și la momentul respectiv o să ne oprim un pic să vedem cum Dumnezeu poate să intervină. Sigur, se pot alege lucrări și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și sunt scrise în Biblie, dar putem să spunem cu atenție, cu rezervă, cu sublinierile de rigoare, că Dumnezeu a făcut minuni și în casele noastre, slăviți să fie numele Lui. Și să vă încurajez în viața pe care o trăiți, în problemele care pot apărea, să căpătați îmbărbătare ca să mergeți mai departe. Haideți să deschidem la profetul Obadia. Este una din cele mai mici cărți ale Vechiului Testament. Ei sunt numiți profeții mici, nu pentru că nu sunt importanți sau nu au fost profeți sau profețiile lor sunt așa mai de calitate a doua, nu. Pentru că sunt dimensiuni mai mici, cărți cu o dimensiune mai mică. În această carte, Dumnezeu tratează această problemă. Ca să înțelegeți de ce spune în Maleahi, și chiar vreau să citesc versetul acela, ca să nu credeți că nu-i scris în Biblie, spune în Maleahi capitolul 1, am urât pe Esau, i-am prefăcut munți într-o pustietate, versetul 3, și moștenirea lui am dat-o șacalilor. Iar dacă ar zice Edom, Esau, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și ghilimele, cuvântul lui Dumnezeu, da, cum a spus Dumnezeu, poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Chiar așa de grav a fost păcatul lor? Să deschidem în cartea profetului Obadia, pentru că este acolo și un verset cheie, ăla ni se adresează nouă. Sunt biserici care accentuează acest verset, versetul 15, este versetul cheie, care sună în dreptul fiecărui om, așa și scrie aici, căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Acesta este versetul de aur, Obadia, versetul 15, care ne poate acuza și pe noi dacă avem o comportare necorespunzătoare în relația noastră cu frații din biserică sau surori în relația noastră cu surorile din biserică. Iubiți frați și surori, când am citit această carte și am citit-o cu atenție și mă opresc la momentul respectiv la versete importante de aici, am văzut atitudinea urmașilor lui Esau față de urmașii lui Iacob. Ei erau verișori, ca să spun așa, erau în relație, erau popoare înfrățite, așa cum ar fi moldovenii de peste Prut cu moldovenii de dincoace de Prut. Încearcă să-i separe lumea. Se duc tratative pentru bucățica aceea de pământ. Și ne vor europenii nu pentru că suntem o poziție strategică și se dă bătălie, dar noi tot înfrățiți am rămas. Când ne ducem dincolo, ei ne povestesc necazul lor, când vin ei dincolo, ce povestesc ei, le povestim noi frământările noastre și chiar dacă vor încerca cineva să separe, noi tot legați rămânem. Și așa putem vorbi și despre alte situații, cum sunt, de exemplu, bănățenii din Sârbia, Banatul Sârbesc, putem vorbi de Zacarpatia, unde sunt maramureșeni în Ucraina, și alte zone de pe glob. Iubiți frați și surori, vreau să ne uităm un pic la comportamentul
urmașilor lui Esau. De ce s-a supărat Domnul pentru totdeauna? Și eu vreau, uitându-ne aici, să vedem dacă nu cumva în anumite situații, la o scară mai mică, e adevărat, dar în spate este aceeași răutate, același duh, dacă vreți, care ar putea să-L supere pe Dumnezeu în comportamentul nostru. Și eu vă citesc din cartea profetului Obadia, versetul 10. Din pricina violenței, silnicie înseamnă violență, duritate. Pentru că putem și noi să fim acuzați de duritate în cuvintele noastre, în gesturile noastre, în neiertarea noastră care nu acordăm iertare fraților noștri. Silnicie înseamnă violență. Din pricina violenței făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. De ce? Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei. Și m-am gândit, deci dacă eu discut cu un frate despre un alt frate, sau doi oameni nepocăiți, mai ales în România se întâmplă asta, aici e mai greu că americanii au viața lor, nu prea vă cunoaște, dar poate sunt români nepocăiți aici. În România se întâmplă des acest aspect, discută doi nepocăiți despre o persoană din adunare și vine în discuția lor o a treia persoană care este tot din adunare și care în loc să îl apere pe fratele său, îl apasă mai tare. Da, așa e, să vezi ce face și în adunare, da, așa e, să vezi cum sunt copiii lui. Și tu în loc să vii să oprești revărsarea acestei mânii, cuvintele acestea necontrolate, tu ești ca unul din ei. Și Dumnezeu s-a supărat că cei din Esau, în loc să-i protejeze, eu am înțeles că a fost o problemă în Israel, au fost cuceriți de alte popoare și ei fugeau, care fugiați. Și au fugit în Edom, în țara aceasta, și ei în loc să-i protejeze, pentru că citim mai departe și veți înțelege că așa s-a întâmplat, i-au prins și i-au dat înapoi. Pe rudele lor, verișorii lor, cei care erau înrudiți. Iacov și Esau au fost frați gemeni. Citim mai departe. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. Și m-am gândit de multe ori, nu, poate că am exagerat când am spus că ne unim cu doi nepocăiți și discutăm despre unul pocăit. Dar se întâmplă când fratele meu trece printr-o situație, printr-un necaz, printr-o încercare, pentru că încercarea vine, azi la mine, mâine la tine, și ai în inima ta așa, vine vrăjmașul și îți sădește așa o satisfacție. Așa îi trebuie. Tare, tare sus s-o mai ținut. Sau știu eu care sunt expresiile care le ai așa și îți vin așa în minte. Poate că nu te exprim, dar Dumnezeu citește. Pentru că Dumnezeu se uită în inima noastră, se uită în interiorul nostru și Dumnezeu citește poate o satisfacție pe chipul tău, în interiorul tău, o satisfacție datorită necazului fratelui tău și a durerii prin care el trece. Așa de tare îl doare pe Dumnezeu. Te-ai uitat mulțumit la ziua fratelui tău. Așa scrie aici. În ziua nenorocirii lui nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia să vorbești cu mândrie, cu semeție în ziua strâmtorării. Dumnezeu a văzut scena aceasta. Deci ei sunt fugari, tu te uiți mulțumit cum este dărâmat Ierusalimul, tu te uiți mulțumit la necazul lui Iacob, fratele tău, m-am supărat pe tine, Esau. Vei fi poporul pe care m-am supărat pentru totdeauna. Și chiar dacă o să-ți pui casa între stânci, și mi-a povestit un coleg care a vizitat Petra, în Iordania, este locul unde au fost edomiți. Am văzut imagini, case săpate în stâncă, sculptați stâlpii aceia la intrare, deci, și nu puteai să intri, este doar o potecă, spunea colegul meu,
că doar un om, eventual cu măgarul să mergi ca să ajungi la Petra, la capitala lor, în inima aceea a munților. Așa au crezut, că sunt în siguranță. A spus Dumnezeu, chiar dacă îți pui cuibul între stele și de acolo te dau jos. Despre Edom, despre Esau. Merge mai departe, iubiți frate și surori, auziți? Merge educația noastră mult mai departe. Dacă fratele tău are un necaz, eu am pățit odată în biserică, am avut un coleg, domnul l-a chemat acasă acum câțiva ani, colegul meu cu care am fost odată făcuți diaconi în 90, apoi în 96, prezbiteri, împreună, am fost doi colegi. Mi-a fost de mare ajutor omul acesta, era un om curajos, așa, mai înalt ca mine, dar mai rugativ, mai curajos decât mine. Și când ieșeam ca să predic, vă dați seama, eram începător. Erau oameni care poate nu erau mulțumiți și poate îmi făceau observații când coboram de la predică. Și așa s-a întâmplat că în anul în care am fost făcuți diaconi amândoi, fratele Micurescu a plecat pentru cea mai lungă perioadă în America, 3 luni jumate sau 4. Și noi eram începători ca și diaconi, să facem cina, să luăm copiii în brațe, să facem binecuvântări de copii. Nici măcar n-a reușit fratele Eugen, n-a apucat să ne mai predea câteva lecții de cum să facem binecuvântarea copiilor. Deci, așa, niște sfaturi practice. Și l-auzeam când ieșeam să predic, l-auzeam în spate, Doamne, dă-i putere, Doamne, ajută-l. Și îmi dădea curaj, așa, rugăciunea lui și își-a luat rolul în serios de coleg, de colaborator. Și ce vreau să vă spun, a avut un băiețel bolnav, al șaptelea copil al lui a fost bolnav, nu vedea, îi se dezvolta creierul, apa în creier, deci avea o cefalee, o hidrocefalee și n-a trăit numai vreo 2 ani și ceva și am ajuns cu un alt frate din adunare în vizită, știam că e copilul bolnav și am ajuns chiar cu fratele acela, chiar în momentul în care copilul acela era pe moarte. Am văzut scena aceea, n-am stat mult acolo, și am simțit durerea colegului meu și la ieșire, fratele acesta cu care am fost, am citit așa, parcă pe fața lui, parcă o satisfacție. Și așa m-a durut. N-a spus așa-i trebuie, dar parcă așa, din expresiile lui, din comportamentul lui, mi-am dat seama că el nu a simțit durerea colegului meu. Și citesc aici și spune, nu trebuia... Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Noi n-am știut. L-am încurajat pe colegul meu și am ieșit repede. N-am știut de necazul lui. Cred că atunci el avea nevoie de liniște, avea nevoie așa să stea singur, să-și plângă durerea lui. Merge mai departe, zice, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui. Vă dați seama ce a văzut Dumnezeu, ce scenă a văzut? Să dai înapoi pe cei care au fugit, să te unești cu cei care dărâmau Ierusalimul, știind că cei care erau în necaz sunt rudele tale. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că se poate întâmpla în adunare treaba asta. Și poate să-L deranjeze mult pe Dumnezeu. Ca să aveți aici un câmp al liniștii, cum am rugat eu, ca să aveți aici un loc unde să vă bucurați, luptați pentru unitatea bisericii. Vegheați la aceasta. Atârnă de noi. Întrucât atârnă de noi și ce atârnă de noi, să ne facem partea noastră, datoria noastră. Pentru că noi nu suntem poate atenți în comportamentul nostru și nu interpretăm corect gesturile celui care sunt lângă noi, celor care sunt lângă noi. Poate uneori trece omul pe lângă tine și poate are o întristare așa de mare și nu spune un good morning sau un bună ziua sau cum vă salutați cu pace, așa cum ai vrea tu să-l auzi. Și tu interpretezi. Și nu știi ce necaz are el, ce frământare are el, ce problemă. Poate că atâta se frământă că nici nu te observă când treci pe lângă el. Nu poți să interpreta anumite gesturi exagerat. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute să păstrați această unitate, să păstrați această legătură, să treceți peste diferențele care ar putea apărea. Sunteți într-o țară străină
Și aveți nevoie de întâlnire aici, aveți nevoie de îmbărbătare, aveți nevoie să vă rugați unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere are rugăciunea împreună, așa cum spune în Psalmul 133, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Acolo, împărtășie, acolo dă Domnul binecuvântarea și viață pentru veșnicie. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute să păstrați această legătură. Este gândul pe care mi-a pus Domnul în mod deosebit în această seară, ca un prim gând în locul acesta. Repet, nu mă laud că m-am rugat, că am făcut, dar parcă cineva a pus cuvintele acestea în gura mea. Să fie aici un loc al liniștii, să aveți pace și liniște și Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea de asemenea, iubiți frați și surori, să vă îmbărbătez că sunteți departe de țară, sunteți străini și spune aici cuvântul Domnului. Nădejdea Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marilor îndepărtate ale pământului și mării. Chiar dacă sunteți departe, chiar dacă uneori sunteți ca un teren care e mai la margine, uitat de lume, că asta vrea să spun aici, chiar dacă te simți ca un om părăsit, Dumnezeu nu ne părăsește, Dumnezeu nu te părăsește. Te pune la încercare, adevărat este aceasta, ne pune la încercare pentru că vrea să vadă dacă îl iubim. Gândiți-vă că prietenul lui Dumnezeu, Avraam, un om cu care Dumnezeu s-a lăudat, un om deosebit, tatăl tuturor credincioșilor, Dumnezeu îl pune la încercare. Îl pune la încercare. Ia pe singurul tău fiu. Și ca să nu facă cumva Avraam o schemă din asta, să le iei pe Ismael, că tot al lui era, să se facă că nu înțelege, știi? Că ținea mai mult la Isaac, îi spune, ia-l pe Isaac pe care îl iubești și adu-l ca jertfă. Deci îi detaliază, îi subliniază și Avraam îi pus la încercare. V-ați gândit vreodată așa cum a mers Avraam până la muntele acela? Ce a fost în inima lui? Ce luptă? Biblia nu scrie. Noi știm scenariul acesta și știm ce s-a întâmplat acolo și când citim, o citim din, și o interpretăm din punctul nostru de vedere, care cunoaștem deznodământul. Noi știm, de exemplu, de ce a suferit Iov, dar Iov n-a știut. Și a spus, Doamne, cum faci așa ceva cu mine, Doamne? Dacă eu n-am luat nici de la orfan, n-am asuprit văduva, am dat din mâncarea mea, cum faci așa cu mine? Deci Iov s-a frământat foarte mult. El nu știa ce știm noi, că Satana a primit o lovitură puternică și Dumnezeu a spus, uite, acesta e omul care se teme de mine. Fă tu ce vrei cu el, Satana, dar ai să vezi că mă slujește. Nu cred, o zis Satana. Și a fost acest pariu, dacă vreți, această înțelegere și a fost o lovitură pe care Dumnezeu a vrut să-i o dea celui rău, să-i arate că sunt oameni care îl slujesc. Doamne, ajută-ne și noi să fim la îndemâna Ta și să fim oameni care să Te slujim necondiționat, să-Ți facem voia Ta, indiferent ce se întâmplă. Dacă veți fi încercați, aceasta este o stare generală, nu o luați ca o pedeapsă. Trebuie să ne încerce. Trebuie să ne verifice, trebuie să ne curățească cumva. Nu se poate. Și în lumea noastră, cele mai dese dezinfectări, cele mai des întâlnite tratamente sunt cu foc. Ustensilele medicului dentist sunt într-o etuvă băgate și la temperaturi înalte, cu foc se verifică, cu foc se curățesc, cu foc se dezinfectează. Cine se curățește, spune Pavel lui Timotei, devine un vas folositor stăpânului său. Dacă ar fi să ne imaginăm că noi intrăm în bucătărie și vasele care le folosim, ar putea să se curățească singure. Ca așa să înțelegem că Dumnezeu vrea să facă o lucrare, vă spuneam despre omul pe care îl pregătește Dumnezeu, omul pe care îl folosește Dumnezeu, și Dumnezeu intră în adunare și are nevoie de un om într-o lucrare pe care le ia, pe cel care e curățit. Când intri în bucătărie și ai acolo două oale în care vrei să faci mâncare, una e curată și una nu e curată, una e murdară, pe care o iei să faci un nou fel de mâncare? Pe cea care e curată. Tot așa Dumnezeu ne curățește.
Nu vă mirați de aceasta, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi, ca de ceva ciudat, spune cuvântul. De aceea să nu ne frământăm dacă trecem până încercări, să ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu este nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Numele Lui să fie binecuvântat. Să nu uitați acest lucru, iubiți frați și surori. Apoi aș vrea să vă spun, ca să vă încurajez, credeți-mă, nu spun prea des aceste întâmplări din familie, am povestit puțin așa la gazda unde sunt, la familia unde sunt, la Cristi, la soacra lui, la soția lui Cristi. Am povestit așa puțin, dar puțin față de cât a lucrat Dumnezeu. De ce vreau să vă spun aceasta? Ca o laudă la adresa lui Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Dumnezeu mi-a spus într-o împrejurare, într-o lucrare, prin Duhul Sfânt, așa cum Tu vei lucra în ogorul meu, eu voi lucra în casa Ta. Și eu m-am bucurat și am zis, Doamne, eu nu-i mai pot controla. Îs la Timișoara, la Cluj, la școală, nu-i mai pot controla. Dar dacă Tu ai promis că lucrezi, eu fac ce știu eu să fac, fac ce Tu mi-ai spus să fac și dacă este cine să facă, eu m-am învățat de acasă, de la părinți. Dacă frații mei mai mari nu vreau să meargă, tata spunea, Samuele, du-te tu. Și am învățat, deci a fost o lecție pe care mi-a predat-o Dumnezeu prin părinții mei, prin viața aceasta, dacă este cine să facă, nu mă îngrămădesc să fac, dacă este. Dar dacă nu este cine să facă, mă duc eu. Și așa s-a făcut cu Sfânt Nicolae Mare, v-am mai povestit, au venit frații la Sfânt Nicolae Mare, la comitetul bisericii noastre, și au spus, avem nevoie de un om să ne ajutați. Eu n-am fost de față la cerința aceasta, a urmat o ședință de comitet, frații s-au hotărât, fratele Eugen Păstorul a spus, fraților, noi luăm Sfânt Nicolae Mare, îi ajutăm dacă fratele Samuel vrea să se ocupe. Eu am rămas așa, m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta și am zis, dacă așa se pune problema, mă duc. Dar eu spun așa, îi ajutăm, putem să-i ajutăm, dar numai în condițiile acestea. Dacă poate fratele Samuel să se duc. Și m-am obișnuit, iubiți frați și surori, și Dumnezeu mi-a spus, dacă tu lucrezi în ogorul meu, eu lucrez în casa ta. Și vreau să vă spun că am văzut mâna lui Dumnezeu și vreau să vă încurajez prin aceasta. Treceți prin diferite situații, necazuri. Am văzut minuni, fraților. Și o să vă povestesc câteva din aceste minuni și ceea ce m-a mirat foarte mult este matematica aceasta lui Dumnezeu. Asta mi-a dat de gândire, de gândit și mi-am dat seama că este o intervenție divină. De exemplu, într-o zi am cumpărat laptele praf la băiatul cel mai mic care l-avem. Mai avem o fată mai mică decât el. Și am cumpărat lapte praf mai mult pentru că nu știa dacă nu se schimbă, apar alte feluri de lapte praf. Și trebuia să iei o rezervă mai mare. Și cred că am dat mult atunci, dacă nu mă înșel, o jumătate de salar. Și împreună cu soția puțin ne-am necăjit așa, dar n-am spus unul către altul, vai de mine, ce o să ne facem. Am cumpărat să dai așa de mult pe lapte praf, n-a era totuși o problemă. 26.000 de lei. Știți că s-au devalorizat, eu vă spun așa cum a fost, nu știu exact echivalat în banii de aici, dar erau bani mulți. Ei se devalorizau, era 93, dacă nu mă înșel, întâmplarea aceasta. Am cumpărat, am dat 26.000 de lei pe laptele praf și n-am zis către soția mea. Și ea s-a gândit și eu m-am gândit că e greu, poate în sinea mea am zis ce ne vom face, dar nu ne-am pronunțat și vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă nu numai rugăciunea cu cuvinte. O să vă mai dau câteva situații în acestea, intervenții de a lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun întâi două întâmplări matematice. Matematica lui Dumnezeu, asta m-a pus în uimire, cum Dumnezeu știe ce facem noi, ce necazuri avem noi și îi pasă de problemele noastre. Și dimineața când m-am dus către poartă să merg la servici, cutia poștală era deschisă de la poartă și cineva a introdus un plic care a trecut prin cutia poștală, dar a căzut jos. Am ridicat plicul fără niciun nume pe el, fără niciun expeditor, dacă vreți, și când l-am deschis, 26.000 de lei, exact cât noi am dat pe laptele praf. A fost ca o minune, nu știu, nu ne-a spus nimeni, vezi frate cât am pus, sau nu știu absolut nimic. Dimineața era prin cutia poștală, plicul căzut în curte, exact suma care am dat-o pe laptele praf. Într-o seară măturam curtea, era sâmbătă seară și cum este obiceiul la noi să facem un pic de curățenie, că vine duminica,
Într-o seară măturam curtea și era așa semi-întuneric. Intră o pereche în curte, un tânăr și o tânără, soț, soție, nu i-am cunoscut, aveau o plasă în mână, mi-au dat plasa, eu am luat plasa și am dus-o în casă. Nu era o plasă prea mare, o plasă am dus-o repede în casă și am continuat să mătur, dar iese soția la mine, Samuele, și ce s-a întâmplat? În timp ce îl hrăneam tot cel cu laptele praf, trecus un pic de vreme și îl hrănea deja cu mâncare mai tare, a fost un copil care îi plăcea foarte mult banana. Dacă punea o jumătate de banană în mâncare, mânca orice, la ceai cu biscuiți sau oriceva, dar dacă era puțină banană. Și soția mea în seara aceea a povestit ea după aceea. Eu n-am știut, am lăsat plasa și am ieșit repede să mătur. Spune, în timp ce l-am hrănit pe copilul acesta, n-am avut puțină banană și am văzut că este necăjit și nemulțumit așa de mâncarea lui și am zis în sinea mea, a spus nevastă, o, dacă ar fi fost o banană să-i pot da la băieță. Dar nu, ca un oftat așa a fost, ca un oftat așa. Și când am dus plasa înăuntru și a deschis-o, când a luat-o în mână, i-a spus, a tresărit și a spus, banane, 26 sau 24 de banane în plasa aceea. Deci a fost așa ca o ascultare a rugăciunii care omul spune din interiorul inimii, tu asculți rugăciunea și răspunzi prin minuni, binecuvântat să fie Dumnezeu. Într-o seară, iubiți frați și surori, un frate care m-a ajutat să pun faianța la baie, am făcut o baie la capătul unui hol, am stat într-o casă foarte mică și m-a ajutat un frate baptist, un prieten al meu, soțiile noastre au fost colege de birou, ne știam foarte bine, el era un bun zidar și m-a ajutat să pun niște faianță acolo, am tăiat puțin din băiuga, din chirpicul de la hol, să încap o cadă de 1,20 m în capătul holului, să fac un fel de baie și să fac apoi un prister ca să fie, să avem pentru copii, erau toți mărunți. Și în seara aceea fratele îmi spune așa, frate Samuele, mâine dacă nu ai ciment nu putem continua. Eu o să vin, dar dacă nu ai ciment nu o să pot face mare lucru. Lucram la o întreprindere, făceam un pic de navetă undeva în afara orașului, la un ias, și parcă nu m-am rugat, n-am putut să mă rog, Doamne, rezolvă Tu cumva. M-am culcat așa trist, știind că la lucru am avut un an greu, un șef foarte rău, cât am stat anul acela, s-a deranjat că s-a născut al 8-lea copil, a zis aici agricultură și tu ai copii și tu în loc să stai până seara, dar eu aveam 8 ore, eram plătit 8 ore în sfârșit și s-a produs așa, am suferit un pic, au vrut să-mi desfacă contractul de muncă, a fost o istorie lungă în sfârșit și m-am dus la servici așa amărât, știind ce mă așteaptă la lucru, aveam și durerea aceasta în suflet, ce o să facă fratele când o să vină, mă gândeam până la urmă, o să mă duc la colegii mei din șantier, unde am lucrat și o să-i rog să mătur de undeva o plăsuță de ciment, m-am gândit eu așa, ca un copil naiv, și m-am culcat liniștit, așa, obosit în sfârșit, și a doua zi când am venit acasă, a povestit soția mea, a venit o soră să-l vadă pe cel mic născut, de câteva săptămâni, și când a ieșit cu sora la stradă, o basculă a trecut prin dreptul casei noastre, o basculă deschisă, care transporta ciment de la stația de betoane către cetul din marginea orașului și exact în dreptul casei noastre s-a defectat bascularea, s-a ridicat bascula aceea, vreo 2 tone de ciment cred că au fost, după cum știu eu că se transportă în șantier, și tot cimentul acela a fost basculat în fața casei noastre, în șanț, pe stradă. Când am venit eu acasă, erau căzile pline, cutii de carton, cădițele de copii în care îi faci baie la copii, erau toate pline cu ciment. O minune. Fratele a spus, aici s-a întâmplat o minune. A văzut praful pe casele din jur, s-a defectat bascularea unei mașini cu ciment exact în fața casei noastre. Dumnezeu face aceste lucrări ca noi să ne încredem în El, să nu ne lăsăm debusolați de lumea aceasta. El poate să-ți dea ceea ce ai nevoie. Numele Lui să fie binecuvântat. Aș vrea să vă spun o întâmplare tot de la iasul acesta și în partea cealaltă. Matematica lui Dumnezeu, nu numai când vrea să ne ajute să ne facă bine, ci matematica lui Dumnezeu când noi greșim. O mașină venea de la iasul acela, de unde lucram, eram de față, șoferul a spus, merg până la baza de agricultură. Baza de agricultură era exact pe strada mea, câteva case mai încolo. Tot pe Poetului, strada mea, și îi spun omului, eu am nevoie de
4 baloți de paie, doar nu o să mă duc, dacă lucrez în agricultură, nu o să mă duc la piață să cumpăr baloții de paie. La piață balotul de paie era 25 de lei, 4 baloți de paie 100 de lei. Așa era atunci la preț, era pe vremea lui Ceaușescu, asta ce vă spun. Și a spus șoferului, du-te la gospodăria Iasului, unde sunt animalele, că aveau și o gospodărie pe lângă cantină, afară de fermele de animale. Ia te rog 4 baloți, pune în multicar, în pick-up-ul ăla, în mașina aceea, care știți că este în România, și du-le la mine acasă și după aia te duci la baza de agricultură și aduci ce-ți trebuie, ce ți-au spus șefii tăi să aduci. Zis și făcut, a pus 4 baloți de paie și mă sună șoferul de la baza de agricultură, ajunge și spune, m-a oprit, m-a prins miliția la poarta dumneavoastră, am lăsat baloți acolo și m-a amendat cu 100 de lei. 4 baloți ori 25 de lei. Eu n-am vrut să dau banii ăștia la piață, să mă duc să-mi iau 4 baloți. 4 baloți ori 25 de lei, egal 100 de lei. Corect, am plătit omului banii. A spus, nu te pedepsesc că ai luat baloți ăștia, că dacă lucrează la IAS, am înțeles. Dar nu trebuia să ai venit la adresa asta, te-ai dus la o altă adresă, asta n-ai voie să o faci, amendă 100 de lei. I-am mulțumit lui Dumnezeu, m-am gândit, are dreptate Dumnezeu, El este un Dumnezeu al corectitudinii și vrea ca noi să fim coreți. Numele Lui să fie binecuvântat. V-am spus și aceasta, ar fi trebuit poate să o camuflez, să nu o spun, dar așa a fost și eu sunt uimit de această matematică a lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Acum mai încoace, am o lucrare prin Duhul Sfânt, frații care vin la noi, îi mai duc pe la noi pe acasă, eu iubesc lucrarea Duhului Sfânt, vă spuneam și duminică, rugați-L pe Dumnezeu să vă vorbească, apelați la semne din partea lui Dumnezeu, cereți-i Domnului să vă dea lumină în sensul acesta. Și am avut o lucrare și a spus așa, ți se va face o nedreptate la locul de muncă, dar să nu cârtești, să nu te răzbuni și să nu-ți cauți dreptate, cam așa suna lucrarea. Și într-o zi vine șefa de servici, care este din familie de pentecostal, soțul ei este din familie de pentecostal în sfârșit, și mi-a spus, directorul vrea să-ți taie din salariu. Și mi-a spus, știu. S-a mirat, s-a uitat la mine, am spus despre lucrare, în sfârșit că ea înțelege problema aceasta, dar să nu mă spui, nu o să-i spun la director, de ce mi-ai tăiat din salariu. Gata, așa s-a întâmplat, nu știu cine te-a reclamat, că a lucrat el mai mult decât tine, nu știu ce dosar, n-am înțeles, dar eu având lucrarea aceasta din partea lui Dumnezeu dinainte, prevenit de Dumnezeu și nu, n-ar trebui să acționăm în felul acesta numai când suntem preveniți de Dumnezeu. Noi întotdeauna nu trebuie să ne răzbunăm singuri. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. Dacă ne nedreptățesc oamenii, Dumnezeu vede lucrul acesta și compensează. Așa le-am spus copiilor mei și repet mereu principiul acesta, pentru că scrie în cartea Habacuc, când este călcată în picioare, când sunt călcați în picioare prinși de război a unei țări, nu vede Domnul? Ba da, numele Lui să fie binecuvântat. Când ești nedreptățit, Dumnezeu vede. S-a încheiat subiectul în sfârșit și după câteva zile mă sună o soră de la Sfântul Nicolae Mare, nu știu cum o cheamă, nu s-a mai întâmplat așa, a zis, frate, cineva m-a rugat să-i dați adresa. Am spus adresa, numele în sfârșit, și minunea și matematica lui Dumnezeu. În ziua în care mi-au dat fluturașul cu salariul, vă spuneam că mi s-a dublat salariul la întreprinderea aceasta, a tăiat directorul 300 de lei, adică aproape 100 de dolari, da? A tăiat directorul din fluturașul meu 300 de lei și a venit mandatul poștal de la Sfânt Nicolae Mare 300 de lei. Exact. Asta e matematica lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Eu asta mă miră, asta mă minunează, mă minunez de lucrările lui Dumnezeu. Cum știe El exact ce a făcut directorul și a știut că fluturașul este cu minus 300 de lei și a venit mandatul poștal cu 300 de lei. Mare Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. V-am spus toate aceste lucruri, să vă încredeți în Dumnezeu, să nu vă lăsați amenințați de cel rău. Știu eu, emoționați de amenințările celui rău. Că el răcnește ca un leu, dar nu e leu.
Leu este Domnul nostru Iisus Hristos, leul din Iuda. El a biruit, El este biruitorul. Noi suntem copiii Lui. Cel care este în noi, spuneam, e mai tare decât Cel care este în lume. Aș vrea să vă încredeți în Dumnezeu, să nu vă frământați. Și mai ales mă gândesc la tineri, la tinerii căsătoriți, că se frământă. O să vină copiii, ce o să facem? Ce am observat, iubiți frați și surori, și vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă mai spun ceva și o fac în numele Domnului și fără mândrie. Să nu credeți că am scos în evidență aici persoana unui. Am văzut și alți oameni care mi-au povestit lucrări minunate când Dumnezeu știe să lucreze și cred în aceste lucrări. Numele Domnului să fie binecuvântat. Din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu că El poate să lucreze. Știu că vă frământați. Sunt copii, vin cu frământări, cu probleme și am observat acest aspect. Dumnezeu vrea să vadă că noi vrem să facem. Este o parte a noastră și este o parte a lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu este mult mai mare. Au venit cu pâinile și pești. Parcă văd scena aceasta. Vine băiețelul, aduce un ucenic la Domnul Iisus, băiețelul nu mâncase, a ascultat predicile. Erau 5 pâini, dar pâini de orz, adică sunt mici. Nu se coace aluatul de orz, nu se coace așa de bine. Deci sunt pâini mici în sensul acesta. De aceea când se spune în Scriptură de pâini de orz, înseamnă că sunt mai mici ca măsură. 5 pâinișoare de orz și 2 pești. Și au venit și au zis, au venit ucenicul cu copilul la Domnul Iisus, dar au și spus, parcă cu voce tare, ce sunt acestea la atâția? Deci omul a văzut, s-a văzut neputincios, pentru că a văzut lucrarea din punctul lui de vedere, al omului. Partea noastră sunt pâinile acelea și pești. Noi trebuie să venim cu ele la Domnul și Domnul, El acționează în continuare și El face minunea. Slăvit să fie Dumnezeu! Ne-am apucat să facem pâine la copii. Aveam gazul ieftin, aveam un aragaz mare, deci mare, dublu. Am cumpărat 6 tăvi de astea de chec, cum sunt în România, și am început să facem pâine, să ne fie mai ușor, poate economisim prin manoperă, aveam făină de grâu, am făcut de câteva ori pâine, nu ieșea chiar foarte bine, un băiețel l-a întrebat la școală, i s-a părut la învățătoare, aveam o învățătoare care se uita să, dacă un copil nu are mâncare să-i dea de la altul, foarte atentă, doamnă, era o doamnă de modă veche în sfârșit, și l-a întrebat pe băiețel, dar ce mănânci acolo de el, bucuros, pâine făcută de tata, ea nu arăta chiar foarte bine, poate că nu creștea sau poate că era mai neagră, nu știu de ce s-a uitat învățătoarea, dar copilul bucuros, pâine făcută de tata. Și am făcut de câteva ori pâine, ajutam în sfârșit la frământat, se frământă mai greu, și într-o seară mă oprește un frate din biserică și zice, frate, dumneata, cam câte pâini consumi la masă? Eu am crezut așa cumva că pune o întrebare ispititoare, că cred că sunt și frați care ispitesc, cred că sunt, sau știu eu, nu vreau să fiu rău, dar poate că sunt frați care, poate ne iau un râs că avem familii sau copii, nu știu. Deci, o primă reacție ar fi, am vrut așa cumva să, dar am zis, mă, hai să răspund corect, să nu interpretez întrebarea lui. Și am spus, frate, eu 7-8 pâini, depinde ce-i la masă, așa i-am răspuns frumos. Și fratele, măi, așa de după umăr, zice, uite frate, nu te supăra că te-am întrebat, uite ce se întâmplă, băiatul meu a deschis o brutărie, a spus el, și am convenit cu ei să primiți pâine și veți primi în fiecare zi 8 pâini. 15 ani, socotiți, 15 ani, în fiecare zi, sâmbătă îmi dădea pentru duminică, da? În fiecare an, 15 ani, 8 pâini ajungeau pe masă la mine în curte. Mare Dumnezeu! Când fata cea mai mică, care are 20 de ani, a plecat la Timișoara la școală, deci când s-a terminat, eu după ce s-a micșorat familia și au mai plecat, am redistribuit pâinea care rămânea și la alte familii. Am știut, am simțit cu ei și au fost frați bucuroși, care aveau frați mai, copii mai mici, în sfârșit ca mine, și când fetița cea mai mică a plecat la școală la Timișoara, când casa mea s-a golit, pâinea a încetat să mai vină. Firma s-a închis în sfârșit, dar 15 ani am văzut această minune și într-o dimineață, asta vreau să vă spun, că am înțeles versetul acela care spune, tu dai prea iubiților tăi pâinea ca în somn, într-o dimineață, sâmbătă, noi am avut vinere noapte de veghe și am dormit sâmbăta un pic, așa dimineața mai mult, când m-am sculat dimineața la dormitorul meu, dă geamul în curte,
acolo în curte era masa unde venea șoferul și punea pâinea. Când am tras perdelele la o parte, pe masă erau pâinile acelea și mi-am adus aminte de versetul: prea iubiților tăi, tu le dai pâinea ca în somn. Slăvit să fie Dumnezeu! V-am spus toate acestea pentru că am observat că Dumnezeu vrea să vadă ce faci tu, vrea să vadă că tu ești un om harnic, vrea să vadă că tu ești un om care îți faci datoria ta, chiar dacă ești neputincios, că nu poți să le controlezi pe toate, nu ajung pâinile și peștii, dar tu ți-ai făcut partea ta, ai venit la Domnul și Domnul este Cel care înmulțește, binecuvântat să fie Domn. Aș vrea, iubiți frați și surori, să vă încredeți în Domnul. Ultimul meu gând, mă apropie de încheiere, nu mai știu câte ceasul, văd că s-a stins acolo, cred că am depășit deja. Mă iertați dacă am depășit. Un ultim gând spune aici: El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Apar frământări în lumea aceasta. În capitolul 21 din Luca, este versetul 25, vor fi semne în soare, în lună și în stele, pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Aici este simbolic urletul valurilor și al mării, așa cum și în Psalmul 65, sigur că se referă la frământarea care este în lume și la faptul că noi creștinii am putea fi prinși de flama aceasta și de spaima aceasta și de frica aceasta. Nu vă temeți, nu vă temeți, încredeți-vă în Domnul, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu, El știe să ne poarte de grijă, orice s-ar întâmpla, noi suntem în brațul Domnului, suntem în mâna Lui, să rămânem cu Dumnezeul nostru, să rămânem credincioși, să trăim o viață de rugăciune, să nu uităm să-i spunem lui Dumnezeu, învățați-vă să-i spuneți lui Dumnezeu toate problemele în rugăciune, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Povestea fratele meu Mitică, mulți îl știți, că și-a făcut o listă pentru nuntă, închei cu aceasta, ca să spun și despre altcineva, și-a făcut o listă pentru nuntă, era criză, era în 89, zahăr, ulei, și el și-a făcut o listă așa pentru nuntă, îmi trebuie atâta zahăr, îmi trebuie atâta ulei, și se gândea, oare ce am să mă fac? Se gândea el pentru nunta lui, ca orice tânăr care vrea să așeze la casa lui, și îl sună un frate din țară, la Oțelul Roșu, nu mai știu. Și așa cum le-a pus el pe listă, o sunt Mitică, dacă ai nevoie de ulei, dacă ai nevoie, așa cum le-a pus el pe listă, i-a spus, eu te pot ajuta, lucrez, nu știu unde, am acces, și cum le-a pus el pe listă, așa i le-a spus fratele la telefon. Știe Dumnezeu să poarte de grijă, iubiți frați și surori, m-am spus toate aceste lucruri, am vrut să fie o seară sentimentală, o seară de părtășie, o seară de apropiere, așa, frățească. Ne cunoaștem, ne știm, ne-am văzut, o parte din dumneavoastră nu ne-am cunoscut, ne cunoaștem de acum încolo, avem un Dumnezeu care este Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, noi suntem frați, trebuie să trecem peste anumite momente critice din viața noastră, peste anumite conflicte care ar putea să apară, poate între copiii noștri sau știu eu ce alte conflicte care ar putea să apară. Suntem aici într-o țară străină, oamenii privesc spre noi, îmi place așa de mult de Avraam, cum i-a spus lui Lot, suntem frați, să nu ne certăm. Și acolo, dacă citiți mereu, este fraza, cananiții erau atunci în țară. Cu alte cuvinte, oamenii priveau spre Avraam și spre Lot, să vedem cum o să se împace evreii aceștia. Și Avraam a spus, uite ce-i Lot, suntem frați, nu ne certăm, dacă tu te duci la vale, eu mă duc la deal, la munte, dacă tu te duci la munte, eu mă duc la câmpie. Suntem frați, să nu ne certăm. Îmi place așa de mult de Avraam și când au fost probleme și Lot a fost luat, Avraam nu s-a supărat. S-a dus să-l întoarcă, să-l elibereze, a luat robii și a fugit după armatele acelea și a dat o mare biruință să întoarce Avraam, știți întâmplarea cu Melchisedec, ca să-l elibereze pe Lot. Nu s-a supărat pe Lot, dar a fost omul care a știut că este un conflict care trebuie stopat. Suntem frați. Iosif a spus fraților lui, vă duceți în Canaan, călătoriți, aveți grijă, nu vă certați pe drum. Care m-ați vândut sau nu știu ce. Dumnezeu m-a trimis înainte ca să vă salvez viața, să nu vă certați pe drum. Domnul Iisus, și El este sigur modelul suprem, a spus ucenicilor, și cu aceasta închei, a spus, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei când vă veți iubi unii pe alții. Și așa este, oamenii din lume, cel puțin în România, știu, pocăiții sunt uniți, pocăiții se iubesc, pocăiții se ajută. Doamne, ajută-ne să fie așa, să fim așa cum ne vrei Tu, Doamne.
Să nu uităm sfatul Domnului nostru Iisus Hristos, El este gata să vină, se simte atmosfera din lumea aceasta, Domnul este aproape să vină. Vino, Doamne Iisuse, și ajută-ne și noi să fim gata. Maranata, să fiți gata. Amin.